Chiar dacă au plecat peste hotare pentru a munci, gorjenii nu au uitat de Ziua Națională a României. Prin intermediul rețelelor de socializare, aceștia au postat poze cu tricolorul României arborat în orașele în care se găsesc. Alții au postat mesaje prin care au demonstrat că nu și-au uitat țara și locurile în care s-au născut. Indiferent că sunt acasă sau în străinătate, gorjenii nu uită de Ziua Națională a României. Diaspora a marcat ziua de 1 decembrie, iar majoritatea celor plecați din țară au afișat pe conturile de socializare poze cu tricolorul. Lucian Mihart este plecat de mai mult timp din țară și a postat o poză cu tricolorul României în Anglia. Alin și Mihaela Cruceru au comparat România cu un tezaur, iar pământul strămoșesc l-au numit de aur. Cei doi sunt plecați din țară de mai bine de 10 ani, însă spun că tot acasă se simt cel mai bine. Ramona și Alin Stănic au fost ceva mai ingenioși și au postat o fotografie cu turnul Eiffel în tricolorul României.